Știm cu toții că eșecul este o parte a succesului, dar nimeni nu vrea să vorbească despre el. Dacă eșecul este atât de important, de ce nu vorbim despre el? Este eșecul cheia către succes? Putem avea succes fără să eșuăm? Vom afla de la invitații noștri cum transformăm eșecul într-o experiență a procesului de învățare și cum folosim inteligent eșecul pentru a genera succes în următoarele proiecte. Percepția eșecului este foarte puternic legată de felul în care părinții au gestionat lipsa de succes a copilului în copilărie. Dacă în vremea în care am fost copii, atunci când nu împlineam anumite cerințe, cum ar fi notele mari de la școală sau un anumit comportament, rezultatul era retragerea iubirii, felul în care vom interpreta acum nereușitele, hai să le zicem, va fi ca și cum suntem în pericol să nu mai fim iubiți. Problema legată de percepția a ceea ce se numește eșec este legată de faptul că îl corelăm cu identitatea noastră. Credem că dacă nu am făcut anumite lucruri și dacă nu am împlinit anumite lucruri, asta înseamnă ceva despre noi. Și problema în felul în care stăm față în față cu nereușitele noastre este legată de faptul că ne afectează puternic încrederea în noi și implicit relațiile cu ceilalți. Putem trăi adesea sentimentul că dacă nu bifez ceea ce societatea mi-a spus să bifez, ceea ce părinții mi-au spus să bifez, atunci asta înseamnă ceva despre mine în ochii mei și implicit în ochii celuilalt. Faptul că ne creăm încă din copilărie identitatea bazată pe ceea ce facem și pe ceea ce avem, în loc să ne bazăm pe ceea ce suntem noi dincolo de lucrurile astea, creează dificultăți în abordarea a ceea ce se întâmplă în viață. Eșecul aș defini simplu ca încercări, testări. Am putea să îl numim ca pregătire, pentru că dacă ne raportăm la lucrurile pe care am vrut să le facem și uite că n-au ieșit din prima, sunt pur și simplu niște testări. Am încercat odată, ok, n-am ajuns unde am vrut, o să mai fac lucrul ăsta odată și încă o dată și încă o dată. Și atunci dacă l-am definit în loc de eșec, mai degrabă o încercare și o testare, ar fi mai ușor să ne raportăm la el. În primul rând, aș propune să nu-l numim eșec, ci pur și simplu încercări, testări. Chiar și cuvântul nereușită îmi pare mai potrivit decât eșec. Încercările care nu ne duc exact acolo unde vrem noi să ajungem sunt importante deoarece ne învață lucruri despre noi. Ne obligă să creștem, ne obligă să ieșim din cutiuța noastră, ne obligă să devenim creativi, să facem lucrurile altfel. În momentul în care încerc să ajung din punctul A în punctul B și la timpul pe care eu mi l-am dat sau în modul în care eu mi l-am dat, nu am reușit, această încercare care nu m-a condus unde am vrut eu să ajung, îmi dă posibilitatea să fac lucrurile diferit. Dacă îmi dau voie, evident, să abordez încercarea nereușită ca o oportunitate de a schimba ceva, de a deveni mai creativ, de a căuta căi alternative, de a trece dincolo de limitările mele. Nereușitele astea, hai să le zicem, mă determină să mă cunosc pe mine la nivel emoțional, la nivel comportamental, la nivel de tipare de gândire, și mă ajută să trec dincolo de ele, să mă dezvolt. Nu vorbim despre el pentru că, așa cum spuneam un pic mai devreme, este o chestiune identitară. Înțelegerea este că am eșuat, drept pentru care dacă am eșuat, nu sunt perfect
ceva nu e în regulă cu mine și dacă eu nu sunt perfect și ceva nu e în regulă cu mine, este foarte probabil să percep că asta mă va face să nu fiu iubit, să nu fiu acceptat, asta îmi va afecta imaginea și implicit afectarea imaginii îmi va afecta relațiile. Poate că dacă vorbesc despre faptul că, între ghilimele, am dat greș, că n-am făcut lucrurile bine, asta s-ar putea să-mi aducă respingere. Asta s-ar putea să-mi schimbe imaginea perfectă pe care eu vreau să o păstrez în ochii celorlalți. De ce? Tocmai ca să fiu iubit, să fiu acceptat, să fiu admirat, prefer să fiu pus pe un piedestal și atunci, de fapt, aici aș avea o observație. Cred că putem să găsim două tipologii de oameni. Cei care fac tot ceea ce pot ei să evite să vorbească despre eșec, să pună lucrurile într-o lumină roz în care totul a mers perfect și uite, eu din prima am fost atât de deștept și atât de special și atât de minunat ca nimeni altul, încât uite cum am fost din succese în succese. Dar cred că putem să vedem, dacă ne uităm în jur, și oameni care fac o bravadă din a vorbi despre eșecuri. Și poate ai auzit oameni care exagerează numărul de eșecuri. Dificultatea drumului spre succes a fost atât de greu, m-am târât atât de mult. Pentru că în timp ce unii își creează o identitate și o mască în a fi perfecți, alții dintre noi aleg să-și creeze o identitate și o mască din lupta asta împotriva vieții. Și e important să avem un pic de grijă, pentru că nu vrem să cădem nici într-o extremă, nici în cealaltă. Vrem să ne dăm voie să vorbim despre ceea ce există și ceea ce a existat în viețile noastre, dar la un nivel real. Pentru că dacă mi-e frică să vorbesc despre eșecurile mele, cel mai probabil este că mi-e teamă să mă arăt să fiu vulnerabil. Pe de altă parte, nu vrem să trecem nici în extrema în care facem bravadă din vai cât de greu mi-a fost mie, ca nimănui altcumva în univers și uite ce special sunt că am depășit toate vicisitudinile vieții. Eșecul e unul foarte natural. De fapt, încercări repetate până la ajunge la la un punct, e natural, e firesc. Ba mai mult, sentimentul de eșec, noi ca ființe umane, nu îl avem inerent în noi de la momentul la care venim. Conceptul ăsta că a apărut un eșec în viața noastră, că evident suntem de vină pentru un anumit eșec, e ceva ce vine învățat. Copilul când începe să meargă la niciun an, nu poți să zici că s-a ridicat în picioare și a avut un eșec, că n-a putut să meargă. Copilul însuși nu are experiența asta a faptului că a eșuat. El se ridică, cade și se ridică din nou. Până la urmă, nu știu în ce măsură putem să vorbim despre ce cauzează eșecul. Mai degrabă aș vorbi despre ce cauzează experiența interioară a eșecului. Pentru că între o încercare și un eșec, diferența este strict de percepție. Da? Copilul ăla a căzut, s-a ridicat, a mers mai departe. Ce a fost aia? A fost o încercare care va fi repetată din nou și din nou și din nou până când ajunge la rezultatul dorit. Experiența însă, sentimentul că am eșuat, despre asta putem să vorbim. Putem să vorbim despre faptul că el este cauzat de programarea pe care o primim în copilărie și până la urmă noi ca și suflete n-am venit degeaba unde am venit. Am venit în cultura în care suntem, am venit în familiile în care suntem, perfect în acord cu toate lecțiile noastre de viață, perfect conștienți, hai să zicem, la un nivel superior despre unde venim și ceea ce urmează să primim. Ei bine, am venit aici, am venit în programarea asta
Și atunci, dacă știm că experiența interioară a eșecului a fost adusă cultural și educațional în noi, poate ce putem să facem ca oameni adulți este să ne schimbăm perspectiva. Astfel încât la vârsta adultă să nu mai trăiesc experiența asta și probabil ai observat, unii o trăiesc mai ușor, acum în funcție și de ce se întâmplă acolo, da? Alții o trăiesc mai intens. Dacă, nu știu, am un eșec în faptul că n-am reușit să parchez mașina drept, înseamnă ceva, da? Dacă am un eșec în faptul că n-am reușit să păstrez o relație, înseamnă altceva și e normal că are până la urmă o însemnătate diferită. Totuși, dat fiind cauza eșecului este strict percepția mea interioară cu privire la faptul că am ajuns sau n-am ajuns parcurgând niște pași unde vroiam, atunci poate pot să mă uit la cauza asta atunci când vreau să schimb ceva. Dacă înlocuim eșecul cu încercări, probabil că da. În sensul în care e foarte posibil ca să nu ne iasă perfect din prima tot ceea ce ne dorim. E foarte posibil ca drumul de la A la B să aibă nevoie de niște ajustări față de planul inițial. Pentru că eu îmi imaginez că dacă vreau să ajung din punctul A în punctul B, am de parcurs etapa 1, 2, 3, 4, dar e posibil să nu fie așa. Și atunci faptul că parcurg drumul ăsta sau ceea ce îmi imaginez eu că e drumul ăsta odată și nu ajung în punctul ăla, înseamnă o încercare în ceea ce vorbim noi astăzi, ceea ce definim a fi un eșec. Și atunci, da, e util, hai să zicem, să parcurgem bucata asta de mai multe ori, pentru că dacă suntem atenți la drum dincolo de destinație și dacă suntem conștienți de noi și de parcursul nostru, încercarea asta va face cu conștiință să mă ducă spre o variantă mai bună a mea. Încercarea asta va face să mă ducă spre succes sau s-ar putea ca la un punct să-mi dau seama că destinația pe care eu o numesc succes și spre care mă încăpățânez că vreau să ajung nu este tocmai cel mai potrivit lucru pentru mine. Putem să ajungem la o destinație din prima? Uneori da, alteori nu. Depinde despre ce vorbim. Pentru că una este că succesul e faptul că fac o chestie simplă pe care o fac pentru prima dată și atunci poate am niște abilități naturale care mă ajută să ajung la destinația aia ușor din prima. Spuneam mai devreme, nu-i nevoie să fie greu. Din păcate, unii dintre noi avem și întreținem convingerile astea subconștiente că viața e grea, trebuie să muncesc din greu, trebuie să lupt, trebuie să merit. Și atunci unii dintre noi subconștient ne întreținem aceste eșecuri și aceste greutăți ca să ne validăm că am meritat destinația în care am ajuns. Și tocmai de aia zic, nu trebuie să fie întotdeauna așa. Uneori viața e ușoară. Uneori să ajung la o anumită destinație e ușor, pentru că poate am niște abilități naturale care mă duc ușor acolo și merit să obțin rezultatele alea și dacă le-am obținut ușor. Ar fi potrivit să le validez și să mi le însușesc și să mă bucur de ele și când le-am obținut ușor. Nu trebuie să fie greu. Viața poate să fie ușoară, poate datorită abilităților, poate datorită faptului că din vari motive, dincolo de noi, ușile s-au deschis ușor și cred că fiecare dintre noi avem experiența asta de a încerca să ajungem la ceea ce numim astăzi destinație și să am experiența că toate mi se deschid ușor și drumurile mă duc parcă mai ușor decât aș ști eu și e foarte bine. Ori într-o situație de genul ăsta am nevoie de eșec? Nu, n-am nevoie de eșec. Nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu să
încerc de 5 ori, de 10 ori, de 100 de ori, până când să ajung la o destinație. Dar uneori, drumul mă duce pe mai multe încercări. Poate pentru că nu mi-am ascultat intuiția, poate pentru că mă încăpățânesc să ajung spre o destinație nu cea mai bună, poate că menirea este ca pe parcursul ăsta să dezvolt în mine anumite competențe, abilități și poate ăsta este rolul și ajung în punctul respectiv. Și de exemplu, mă gândesc acum, discutam de curând cu o clientă care îmi spunea că eșecul pe care îl simte ea cel mai puternic în viața ei e legat de faptul că nu a reușit, zicea ea, să aibă o relație romantică stabilă de succes. Și discutam despre faptul că în tot drumul ăsta din ultimii, nu știu câți ani, zicea ea, în care a încercat să-și construiască o relație stabilă trecând dintr-o relație în alta, încă n-a ajuns acolo. Pe de altă parte, atât de multe lucruri a învățat și atât de multe lucruri a dezvoltat în ea și s-a schimbat atât de mult prin încercările de relații pe care le-a avut, astfel încât îmi spunea, uite, acum simt că-s pregătită. Acum 15 ani nu știam să fiu cum am fost, dar din toate încercările pe care le-am avut, acum sunt altfel și acum percepția este că sunt pregătită să intru în ceea ce vreau să fiu. La fel poate să fie vorba despre eșecurile legate de joburi, da? Pentru că sunt oameni care încearcă și nu ajung. Important este să-mi dau voie să observ încercările astea ca ceva care mă transformă și să nu permit fricii mele de eșec să mă facă să renunț și să procrastinez. Pentru că asta este, dacă vrei, pericolul în a sta prea mult în conversațiile astea mentale legate de eșec. La un moment dat s-ar putea să decid să nu mai fac nimic. Da? Fie ca asta. Și cu siguranță am văzut toți în jur oameni care vor să-și deschidă un business. Și atâta stau să se gândească la businessul ăsta ăla și atâta li de frică și încearcă să prevadă orice chichiță, încât nu mai fac. Pentru că nu vor să se expună ei înșiși unei nereușite. Dar să nu-mi urmez intuiția, să nu-mi urmez visele, să nu-mi urmez ceea ce mă cheamă, pe orice plan ar fi vorba. Asta cred că reprezintă o nereușită, din nou, între ghilimele, da? Mai mare decât să fac ceva și să-mi dau seama că, ok, acel ceva nu m-a dus acolo și o să continui și o să mă duc în altă parte. Depășirea eșecului este legată de ceea ce se numește flexibilitatea psihologică. Flexibilitatea psihologică reprezintă abilitatea noastră de a ne schimba comportamentele în corelație cu viața asta care este într-o eternă mișcare, într-o eternă schimbare. Cu cât reușim să dezvoltăm în noi zi de zi flexibilitatea psihologică, adaptabilitatea la ceea ce se întâmplă, cu atâta ne va fi mai ușor să depășim ceea ce numim eșec. Pentru că în momentul în care ajung într-un loc și nu sunt unde am vrut să ajung, de drept pentru care n-am succes și îl definesc ca eșec, am două opțiuni. Unu, să fac ceea ce se numește un regres psihologic, în care mă așez metaforic, să zicem, în fund și îmi plâng de milă și îmi pun cenușă în cap așteptând să vină cineva să mă salveze pentru că eu sunt acolo un copil care nu are ce să facă. Și evident, varianta asta în care stau față în față cu ceva ce s-a întâmplat și uite că nu era cum vroiam eu să se întâmple și eu mă așez în fund, nu mă prea duce nicăieri, pentru că de acolo
ce pot să fac? Dacă aleg de bunăvoie și nesilit de nimeni să mă duc în experiența asta de neajutorare, asta îmi va afecta și mai mult încrederea de sine. Asta mă va face să vreau și mai puțin să testez mai departe. Da? Ori varianta 2 este varianta copilului de niciun an care se pune să meargă. Culmea, asta este de fapt, știi, atitudinea copilului de un an față de mers este atitudinea adultă de astăzi. Bun, am ajuns într-un alt punct în care vroiam. Ce pot să fac? Pot să respir profund, să-mi suflec mânecile, să mă asigur că stau în picioare, să mă uit în spate la ceea ce s-a întâmplat și să-mi dau voie să am încrederea în mine, în viață, că o să merg mai departe. E adevărat, nu? Dacă eșecul e unul intens, o provocare de viață, nu știu, finalizarea unei relații importante, un proiect în care am investit multă energie și n-a funcționat, n-am nevoie să trec singur prin asta. Pot să îmi iau un prieten conștient sau pot eventual să apelez la terapie. Pot să fac asta. Dacă eșecul e unul, hai să zicem așa, mai mic, poate că pot să mă gestionez singur. Cum? Pur și simplu cu conștiență de mine. Ce pot să învăț dintr-o încercare nereușită? Păi pot să învăț foarte, foarte multe. Dar înainte de orice, am nevoie să mă uit să văd ce-a făcut ca încercarea aia să fie nereușită. Și m-aș uita de la începutul drumului. Am plecat de acolo, am ajuns acolo. Care sunt resursele de-a lungul drumului pe care eu cred că aș fi avut nevoie? Ce am folosit din ceea ce am avut? Ce aș fi avut nevoie în plus? Ce din ceea ce am avut în mine n-am folosit într-un mod suficient de creativ? E nevoie să mă uit la parcurs. Dar aici sunt două componente. În a sta față în față cu o încercare nereușită, o să-i spun, și a merge mai departe luând ceva din ea, implică în primul rând o anumită stare emoțională. Doar punându-mă la un loc emoțional pot să am luciditatea mentală, să mă uit să văd ce a fost disfuncțional în drumul meu și ce am nevoie să schimb. Poate mă uit la drumul ăsta care m-a dus la eșec și îmi dau seama că destinația, ceea ce vroiam să obțin, poate nu-i ceea ce-mi trebuia. Să zicem că am vrut să obțin o promovare într-o multinațională. Ce înseamnă să obții de obicei o promovare într-o multinațională? Păi înseamnă probabil să lucrezi 14 ore pe zi ca să ai oportunitatea să lucrezi 16 pe urmă. Poate e despre asta, poate e despre destinație, poate e despre locul din care am plecat. O să iau exemplu unei relații. Sunt oameni care vor să intre într-o relație nefiind pregătiți, neavând finalizată relația de dinainte. Și atunci poate că dacă am vrut să intru într-o relație neavând lucrurile încheiate în spate, punctul meu de plecare automat n-avea cum să mă conducă spre o relație de succes. Dacă eu încă am furie din spate, cum aș putea oare să construiesc? Și atunci am nevoie să mă uit, era despre punctul de plecare. Poate altă dată este vorba despre parcurs. Cum am parcurs? Care erau etapele pe care eu aveam nevoie să le trec? Ce am trecut în mod conștient? Ce n-am trecut în mod conștient? Eșecul repetat, hai să zicem, ne aduce o mare, mare oportunitate să stăm față în față cu tiparele noastre. Pentru că adeseori facem nebunia asta, să facem lucrurile din nou și din nou și din nou exact la fel,
așteptându-ne că de data asta o să ne iasă diferit. Și dacă eu l-am făcut și acum și din nou și mă uit în spate și văd că, măi, da, acum am eșuat, hai să zicem, dar am mai eșuat odată și încă o dată și dacă mă uit la ultimele trei dăți, parcursul meu a fost același, păi înseamnă că trebuie să schimb ceva. Ce tipare din mine mă țin acolo? Care sunt limitările la care eu nu vreau să renunț? Acum, evident, va trebui să mă uit specific la ceea ce eu trăiesc. În oricare domeniu al vieții, nu știu, n-am reușit să cumpăr casa pe care vroiam și am avut un eșec, n-am reușit să țin jobul, n-am reușit să, nu știu, să-mi iau carnetul de șoferi, n-am reușit să termin facultatea. Dar mă uit să văd care-i parcursul, în ce măsură apar niște tipare și până la urmă astea sunt elementele importante, că orice călătorie, destinația, locul din care am plecat, e un loc care era previzibil că mă duce spre unde vreau să ajung. Destinația pe care mi-am propus-o era ceva ce e potrivit, e în acord cu mine, e în acord cu viața mea, e ceva ce îmi face bine, e ceva realist, da? Pentru că s-ar putea ca, dacă acum înțeleg că a avea succes este ca într-o lună să fiu multimilionar în euro, nu zic că e imposibil, Doamne ajută, dacă reușiți, scrieți-ne, da? Dar s-ar putea să fie un pic mai provocator. Mi-am folosit resursele, aveam nevoie de resurse în plus, am nevoie, nu știu, poate în jobul pe care îl vreau, am nevoie să mă duc să mai învăț ceva ca să-l obțin. Și atunci, ce învăț dintr-o încercare din asta eșuată, pot învăța foarte multe. Învăț ceea ce îmi dau eu voie să învăț. Învăț în măsura în care am conștiența faptului că e absolut normal să încerc de mai multe ori. Uneori îmi iasă din prima, alteori nu îmi iasă din prima. Pot să pun biciu pe mine și să-mi activez criticul interior care să nu mă lasă să dorm noaptea și să mă calce în picioare și să mă facă să-mi facă stima de sine ferfeliță. Sau pot să am o atitudine adultă, culmea, amintindu-mi tocmai de copilul de un an, în care să zic, ok, mă ridic, mă scutur, ce s-a întâmplat, cum a fost mersul, mai vreau destinația? Poate vreau, poate nu vreau, dacă vreau, ce pot să fac diferit? Și mi-au apărut acum, știi, în minte anumite experiențe din viața mea, când lucrurile nu au ieșit cum vroiam. Nu a ieșit cum vroiam, domnule, știi? Și atunci, până la urmă, ai de ales între atașamentul și încrâncenarea, cumva așa naturale, nouă, de la un anumit punct și ego-ului nostru, versus încrederea că e bine. Și dacă mă uit la viața mea, momentele în care nu mi-au ieșit lucrurile cum am vrut eu, au adus în viața mea cea mai multă creativitate. Pentru că m-am obligat, ok, bun, dar eu așa știu să fac lucrurile și uite că nu-mi iasă. Bun, și cum ar fi să fac altfel? Pentru că puțin dintre noi suntem cu adevărat creativi în moment în care aveam de ales, știi? Adică dacă trebuie să ridic ceva de pe jos, o să fac ceea ce știu. Doar dacă nu pot să fac lucrul ăsta așa cum îl știu, o să îmi dezvolt o creativitate. Dincolo de eșec, a zice că e cine sunt eu, cine și ce sunt eu, că până la urmă eșecul e definit social și mă gândesc acum că ceea ce e eșec într-o cultură ar putea să fie definit ca succes în alta, da? Un bărbat care are 6 neveste în România e nasol. În alte culturi deodată e bine, da? Și atunci, dincolo de eșec,
care are legătură cu ce fac și ce am și ce împlinesc, este cine și ce sunt eu cu adevărat înăuntru meu. Dacă ar fi să o sumarizez, aș zice că dincolo de eșec e conștiența a conștiința de mine. E adevărat că conștiința asta de mine vine într-un timp în care, vezi tu, când cunosc pe cineva nou, îmi iau timp să-l cunosc, să-l ascult, să aflu despre el, despre cum e el, despre ce vise are el, ce frici, ce calități, ce puncte slabe. Dar nu ne prea luăm timpul să facem asta cu noi. Și nu, e ca și cum eu sunt eu. Dar cine sunt eu? Care sunt visele mele? Pentru că s-ar putea ca, de exemplu, dacă stau cu mine și aflu care sunt visele mele. Nu că mama a vrut să devin doctor. Nu că tata a vrut să lucrez în bancă. Care-i visul meu? Și simpla chestia asta, dacă aflu care-i visul meu, s-ar putea să schimbe complet paradigma eșecului și a succesului. Pentru că s-ar putea să-mi dau seama că motivația din spatele faptului că vreau să mă fac banchier și uite că nu-mi iasă, este că nu-i despre mine. Nu-i visul meu. Și poate dacă stau cu mine să aflu, mă, da, care sunt atributele mele? Care sunt chestiile mele cele mai mișto, pe care pot să le fac ușor? Căci despre asta e vorba. Dacă eu am o fire creativă și mie mi-e ușor să pictez și să sculptez, probabil îmi va fi extrem de greu să devin un bancher bun și voi întâmpina pe drum multe eșecuri, pentru că e împotriva mea, e împotriva firii, e împotriva cine sunt eu și ceea ce visez eu cu adevărat. Și atunci, dacă mă retrag din conceptele astea de succes și eșec cultural, dincolo de ele, este cunoașterea mea de mine. Cine sunt eu cu adevărat? Ce-mi doresc eu din experiența asta de viață? Ce pot eu să aduc celor din jur? Cu ușurință. Ce mi-e ușor să dau? Unora ne e ușor să dăm ceva, altora ne e ușor să dăm altceva. Și o să observăm că atunci când ofer ceea ce mi-e ușor și ceea ce mi-e natural, succesul, evident, se va manifesta mult mai repede și mult, mult mai ușor. Eșecul pe parcurs va fi perceput altfel. Ok, bun, nu a ieșit tablou ăsta. O să facă cineva care face repede 7 tablouri pe zi, nu o să aibă o problemă că, uite, mi s-a dus pensula într-o parte. O să știe cum să o îndrepte. Cred, nu sunt deloc în zona asta. Și atunci despre asta vorbim, despre cine sunt eu. Și poate că un exercițiu util ar fi ăsta. Să mă uit la mine, la visele mele. Să mă uit la mine, la ce mi-e ușor să fac și natural. Natural. Și apoi să definesc, lăsându-i pe toți la o parte, mama, tata, nevasta, bărbatul, copii, în acord cu visele mele și cu abilitățile mele, ce ar însemna pentru mine succesul? Doar succesul, că e destul. Cu toții ne așteptăm să reușim în tot ce ne-am propus, dar eșecul este o parte inevitabilă a vieții profesionale, sociale și personale,
pe care trebuie să învățăm să o îmbrățișăm dacă vrem să ne atingem potențialul maxim. Eșecul a contribuit la construirea celor mai mari companii și a celor mai importante averi din întreaga lume și este considerat obiceiul secret al multor antreprenori de succes, sportivi, politicieni și vedete.